Testările de la finalul clasei a șasea sunt interdisciplinare. Testul de limba și comunicare cuprinde limba și literatura română și limba modernă, iar testul de matematică și științe cuprinde matematică, fizică și biologie. Este al patrulea an consecutiv în care elevii susțin aceste evaluări. A trecut, zic eu, destul de bine. Efortul a fost mare din partea tuturor. Elevii, dascăli, școală, toată lumea implicată în aceste teste a fost supusă unui efort și programul nostru obișnuit a fost supus și el, aș zice, unui efort, pentru că toate aceste evaluări se desfășoară în timpul orelor de curs. Rezultatele nu se trec în catalog, dar vor fi evaluate la nivelul fiecărei școli. Acestea au rolul de a scoate în evidență nivelul fiecărui elev, astfel încât să se cunoască unde are lipsuri și unde mai trebuie lucrat. Fiecare, în momentul în care finalizează evaluările, își face o idee de ansamblu asupra rezultatelor, a problemelor evidențiate de ele și ar trebui să-și gândească un plan de acțiune pentru remedierea lor. Până la urmă, scopul acestor evaluări de parcurs la clasa a doua, a patra și a șasea, acesta este să îți adaptezi din mers, demersul didactic la îmbunătățirea rezultatelor copiilor de la evaluarea mult mai importantă, repet, cea de la finalul clasei a opta. Acum mai urmează evaluarea națională a elevilor de clasa a opta. Examenul, ale cărui rezultate contează pentru admiterea la liceu, va debuta pe 19 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română.